Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va oferi Moldovei aproape 90 de milioane de lei pentru implementarea primei faze a proiectului Reducerea poverii bolilor netransmisibile. În cadrul proiectului, cetățenii vor fi informați și instruiți despre prevenirea și combaterea bolilor netransmisibile. Inițial, acțiunile se vor desfășura în policlinicile din patru raioane, Ungheni, Fălești, Cahul și Ștefan Vodă, iar până la sfârșitul anului, serviciile vor fi extinse în 10 raioane. Memorandă Randomul de înțelegere privind implementarea proiectului va fi valabil până la data de 30 iunie 2020.